Conform tradiției, ziua ursului, stretenia sau întâmpinarea Domnului este ziua în care se întâmpină iarna cu primăvara. În multe localități rurale și astăzi copiii sunt unși cu grăsime de urs procurată de la vânători. În vremuri îndepărtate, acest obicei îl aplicau în practică părinții care voiau să aibă copii puternici și sănătoși, fiind convinși că astfel puterea proverbială a ursului este dăruită pruncilor. De asemenea, copiii sau bolnavii desperietoare sunt afumați în această zi cu păr de urs. Prima zi din luna ianuarie era considerată în calendarul agrar arhaic, cap de an, pentru că atunci se îmbină iarna cu primăvara. Este o zi în care se desfășurau practici magice care pregăteau intrarea în primăvară și vizau pregătirea pentru muncile agricole în 2 februarie, în afară de sărbătoarea creștină Întâmpinarea Domnului, la sate se mai ținea o sărbătoare populară străveche, numită Ziua Ursului sau Stretenia. Acest personaj mitologic reprezenta o zeitate precreștină, dușmănoasă și vindicativă, care îi pedepsea pe cei care nu respectau și nu sărbătoreau această zi. Se mai zice despre stretenie că este o zi rea cu multe ceasuri rele, iar cine se naște sau cine face nuntă în această zi va avea parte numai de necazuri și nu-i va merge bine. Totodată stretenia este o sărbătoare a babelor când se adună toate la un loc și încep să vorbească câte ceva. În general, ziua de stretenie se ține pentru sporul casei și pentru sănătate. Prima săptămână din Februarie consemnează și un ciclu de trei zile, din întâi până în trei, cunoscut sub numele de Martinii de Iarnă. Este o perioadă în care se desfășurau uh, practici de apărare a gospodăriei, uh, care avea un uh, centru imaginea ursului, uh, personaj uh, animalier ambivalent, căruia îi erau atribuite atât trăsături pozitive cât și negative, era considerat deopotrivă sacru și periculos. De aceea se respectau interdicții și taburi. Nu se ieșea la vânătoare, nu se foloseau capcane pentru animalele sălbatice. Oamenii credeau în felul acesta, le vor îmbuna și le vor atrage de partea lor. Ziua ursului era o zi potrivită și pentru a stabili prognoza în legendele populare ursul era asociat cu timpul capricios de la sfârșitul iernii și începutul primăverii, iar semnele vremii erau interpretate și în funcție de cum observa oamenii comportamentul acestui animal. Un alt vechi obicei care se practică în ziua de stretenie este târcolitul viilor. Conform acestui obicei, capul familiei are datoria de a trece pe la vie în dimineața acestei zile. Totodată, gospodarul trebuie să aibă la el un fel de caltaboș și o sticlă de vin în traistă. Va oficia astfel un fel de ritual. Va ocoli via de trei ori, va pune în fiecare colț al podgoriei o bucată de caltaboș, după care va tăia o coardă de viță pe care o va unge cu funingine și va bea o gură de vin. La final, după ce toate acestea au fost îndeplinite, va rosti o formulă magică sub formă de monolog sau dialog. Doamne să-mi faci strugurii cât bundaretele de mari. Se mai spune că în această zi ursul iese din peștera sa și joacă de jur împrejur. Dacă afară e soare și ursul își vede umbra, atunci se va speria, se va întoarce în bârloc și va mai sta acolo încă șase săptămâni pentru că atât va mai ține iarna. Dacă însă ursul nu își va vedea umbra în ziua de stretenie, atunci va rămâne afară și iarna se va întrerupe, iar primăvara urmează să se apropie.